Dragii mei, vă binecuvântez în numele Domnului Isus și doresc ca Domnul Dumnezeu să fie cu noi în toate zilele vieții. Mesajul din această săptămână va fi despre uh, lucrarea lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu arătată oamenilor. Uh, Epistola lui Ioan. 1 Epistolă, capitolul 3, începând de la versetul 1, spune așa, Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copia lui Dumnezeu. Și suntem, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copia lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Punctul cheie este versetul 3. Spune cuvântul așa. Oricine are nădejde aceasta în el se curățește după cum el este curat. Iată, ce soluție de curățire ne-a dăruit Dumnezeu slăvit să fie numele, să ne curățim prin nădejde? Zice Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 3, Voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus, dar Domnul cerea un lucru, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, după cum lădița nu poate aduce rod dacă nu rămâne în viță, tot așa și voi, despărțâți de mine, spunea Domnul Isus, nu puteți face nimic. Dar cum ar trebui să procedăm ca să fim eficienți pentru Dumnezeu, pentru slujire și pentru toate lucrările care Dumnezeu ni le-a încredințat? Spune în epistola a lui Petru, a doua epistolă, capitolul 1, începând de la versetul 5. De aceea... Dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea Evlavia, cu Evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși, și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Iată dar, dragii mei, cât e de important să privim și să acceptăm în sinea noastră, în viața noastră, ceea ce ne curățește. Sângele Domnului Isus, știm că ne-a spălat și ne-a curățit. Ceea ce ne face să ajungem la Dumnezeu este o nădejde vie în care spune clar pasajul că oricine are nădejde aceasta se curățește după cum el este curat. Domnul să ne ajute ca în toate zilele vieții să ne păstrăm cumpătul, să fim oameni înțelepți, oameni educați după voia lui Dumnezeu și astfel vom putea obține o nădejde că ne vom întâlni cu Mântuitorul nostru, Amin.